Neprihănire prin lege? Bun găsit! În Romanii 10 cu 5 citim În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Din astfel de versete, unii oameni înțeleg că dacă cineva ar împlini toate prevedările legii, ar fi neprihănit și mântuit. Însă, pentru că este imposibil ca cineva să împlinească toată legea, omul care încearcă să-și obțină astfel mântuirea este blestemat. Însă mai există și metoda a doua pentru salvare, mântuirea prin har, prin credință. Oare Apostolul Pavel ne transmite aici o astfel de învățătură? Nici de cum! În toată istoria omenirii, mântuirea a fost dată prin har, prin credință, ca inițiativa lui Dumnezeu ca dar oferit oamenilor. În Galateni 3, Pavel vorbește de faptul că, prin exemplul lui Avram, Dumnezeu arată că oamenii sunt socotiți neprihăniți prin credință. Apoi citează în Galateni 3 cu 10 din Deuteronomul 27 cu 26 și spune, căci toți cei care se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem pentru că este scris. Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Se contrazice Pavel? Nici de cum. Ce înseamnă pentru apostolul Pavel, pentru un iudeu, să împlinească toată legea ca să fie neprihănit? În istoria iudaismului nu avem niciun învățător iudeu care să spună că pentru a fi acceptat de Dumnezeu un credincios trebuie să fie fără păcat, să fie pur. Ci prin lege, evreul înțelege primele cinci cărți ale lui Moise în care citea ce este păcatul, dar și ce trebuie să facă omul pentru a primi iertarea. Astfel, când omul păcătuia și aducea jertfa cerută de lege, considera că împlinește toată legea. Însuși Pavel ca fariseu se numea pe sine fără prihană cu privire la neprihănirea pe care o dă legea. Însă miei jerfiți nu puteau ierta păcatul omului. Tragedia iudaismului a fost că israeliții încercau să-și demonstreze neprihănirea prin ceea ce făceau, nerecunoscându-l pe Isus ca Mesia, ca miel al lui Dumnezeu și astfel așteptau salvarea de la un sistem de jertfe care nu avea rolul decât să arate spre Hristos. De fapt, orice lege, inclusiv cea morală, Biblia ne spune că are rolul de oglindă, să ne arate păcatul și astfel să ne trimită la mântuitor. Legea este ceva păcătos? Nici de cum, din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-a fi spus să nu poftești. Romani 7 cu 7. Doar Hristos ne poate ierta. Doar El ne poate oferi neprihănirea și mântuirea. Așadar, blestemul de a fi sub lege înseamnă să nu-i vezi rolul acesteia, să refuzi credința în Dumnezeu și să accentuezi mântuirea prin împlinirea unor reguli sau, pentru iudei, chiar să nu accepti jertfa lui Hristos și să te bazezi pe sacrificarea animalelor. Pavel spune clar, mântuirea e dată prin har și credință fără faptele omului, Faptele credinciosului, deci a face ceva în legătură cu poruncile divine, ține de alt capitol, de altă discuție. Mântuirea niciodată nu a fost dată de a face, ci de a crede în Dumnezeu care o oferă. Însă tot Apostolul Pavel ne învață că legea, poruncile lui Dumnezeu, pot și trebuie să fie împlinite de creștinul care trăiește o viață plină de dragoste prin Duhul, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Galaten 5 cu 14. La fel vorbește și Iacov și Isus în Matei 7 cu 12. Așadar, credinciosul care primește iertarea și mântuirea de la Dumnezeu, răspunde în dragostea Sa față de Hristos prin trăirea unei vieți curate. În concluzie, creștinii tuturor denominațiunilor susțin că mântuirea este dată prin har, prin credință la inițiativa suverană a lui Dumnezeu. Însă, în același timp, cu toții sunt de acord și se îndeamnă între ei ca urmașii lui Hristos să trăiască un cod moral și etic înalt, ceea ce Biblia numește împlinirea poruncilor în dragoste. În realitate, între creștinii de azi, legătura dintre mântuire și ascultarea poruncilor gravitează în jurul unei singure chestiuni. Între principiile morale și etice înalte pe care Isus le cere credincioșilor iertați, se numără și păzirea zilei de odihnă, sabatul zilei a șaptea, după prescripțiile biblice? Rubrica de astăzi nu ne mai oferă timpul necesar explorării răspunsului, însă în alte ocazii vom găsi acest răspuns biblic.